Cum vă spuneam, este zona Slatina, din județul Suceava. Avem un material de poza de jos. Sunt 8 ferme, dintre care două sunt cu panouri solare pe acoperiș. Vedem aici și aici. Deocamdată, dar în viitor, cei de acolo doresc să pună panouri solare pe acoperiș două care au o ferme. Cum vă spuneam, și necesar de 5 zile pe săptămână. Ca și alternative, s-a putut alege între panourile monocristaline, folii cristaline și panourile de tip thin film. Cele monocristaline sunt recunoscute ca fiind cele mai cu o eficiență cea mai mare, de la 25-28%, dar problema este că se pot detecta în momentul în care avem zăpadă, praf sau umbră. De asemenea, și sunt și cele mai scumpe. Deci trebuie să luăm în calcul și situația financiară a clientului. Panourile policristaline. Pentru a face siliconul policristalin, este mult mai ieftin și mult mai curat de face față de cel monocristalin. În schimb, în cazul în care avem umbră, se poate scurta perioada de viață . Cele de tip film sunt recunoscute ca fiind cele mai slabe din punct de vedere al eficienței, între 15-18%. Au fost cel mai mic, într-adevăr, dar mare de avantaj și de aceea au și optat cei din Slatina pentru acest panou. Este acela că funcționează foarte bine în cazul în care avem umbră, avem zăpadă, avem praf, sunt mult mai eficiente. Deci, cum vă spuneam, au fost 300 panouri de tip film. 300 de panouri de fiecare tip de 80 de bați, ajung la o putere de 24 de kW. Ca și invertoare, s-au folosit două invertoare de 12,5 kW fiecare. Panourile sunt puse pe acoperiș, 3 rânduri cu 5 panouri, în 10 grupe, astfel încât fiecare invertor are 150 de panouri, astfel încât să se poată trece. Ca și pierdere ale sistemului, avem în primul rând orientare. Orientarea nu este o problemă, deoarece panourile sunt puse pe acoperiș în partea sudică, deci nu avem trebuie în ceea ce este orientarea. Ca și umbră, este într-o zonă rurală, unde în jur nu avem alte clădiri sau alte obiecte care să perturbe, dar pământul, praful, în mediul normal, ajunge undeva la 5%, deci acolo eficiența scade. Ca și captarea, în medie, undeva la 2%, iar performanța invertorului este de 97,6%. Făcând calcul de tine această formulă și regulatorul, ajunge la o performanță de 87,6%. Cum vă spuneam, de ore de soare, avem o medie anuală în România pe 3,22 ore. Vedem de la 1,16 ianuarie, 5 ore de soare până în luna iulie și astfel încât sunt pe curent direct. Și avem nevoie de acele invertoare pentru a le transforma în curent alternativ. Se transformă undeva la 85% din toată energia, astfel încât din 24 de kW ajungem la 20 de kW. Avem și producția zilnică, lunară și anuală de energie. Prin orele solare, producția zilnică și lunară, se ajunge la undeva 24 de MW pe an. Ca și amortizare, rate interne de retur și fără actualizare netă. Pentru a putea calcula temperatura, avem nevoie și de prețul de energie electrică, care este de